Bine v-am găsit, dragilor, încă o zi. V-am spus că vin să-mi iau revanșa aici, pe Dâmbovița. Sunt, ia să vedeți ce de treabă fac eu azi. Mă aflu, după cum observați, chiar la pod la Grozăvești, da? Ca să știe toată lumea, pescuiesc la pâine. O partidă frumușică astăzi, duminică. O să-l atrag că văd că îi place pe pâine. În felul acesta evit și eu somnul pitic pe cât se poate, deși că ați văzut că intră și la pâine. Am pus o lansetă de spinning la râmă, să vedem ce și cum. Și acum pescuiesc, mă joc un pic pe lângă mal. Dimineața văd că stă pe lângă mal, deoarece văd că trebuia să iau o undiță mai micuță un pic, ia. Adică de 4 metri, cred că și de 3 metri, ca să pescuiesc aici pe lângă mal. După cum ați văzut, e bălos și roșioară foarte mare, pe care nu o să le prindeți niciodată pe bălțile private. Asta vă garantez, foarte rar, gen. Am prins eu pe baltă sălbatică, așa, în rest nu o prindeți. Să și văd peștii în apă. Hai că l-am luat pe primul. Ia uite-l. L-a luat băiatul pe primul. V-am spus, da, că vine și el ușor așa, țacapac. Oba. Veni și al doilea. Să las un pic să se liniștească, am firul de 0.16, e mai finuț. Un cârlig foarte mișto. Și uite așa, îl cam iau. A? Ia să mă pun eu în partea asta așa. Aolo. Am Da, păi uite ce frumos e. Știu, am luat unul aseară de s-a rupt firul. Mă crezi că avea un kilogram? Mă crezi că știi ce prind? Păi nu mai e așa. Nu mai e așa. Este că trage și la viermuș sau doar la pâine? La pâine. Mai rar la pâine. Da. Așa, fraților, o să ne distrăm ca lumea și fără bani. Eu am permisul la NPA. Da? Dar am pus acum un cârlig. Am observat în partida de data trecută că am avut foarte multe rateuri. Și am pus acum un cârlig foarte, foarte interesant, foarte... O să vă arăt cum arată. Ia uite. Îl spar pe bălos. Ia uitați ce cârlig. E foarte ascuțit și foarte subțire. Cau! Merge rupere. Să vedeți ce îi dau. Ce dau în el. Mă pun așa. Îmi place ca să am control. Și dau aici lângă mal. Cârligul să atingă substratul. Ia uite, ia fiți atenți, să vedeți cum îl iau pe ăsta. Cred că îl iau din aer. Când îl văd pe la suprafață, ridică ăsta și vine și îl iau direct de aici. O distracție superbă. Dacă nu, uite, îl las jos și am răbdare. Dar mai mișto mă distrez cu această lansetă, că e aproape aici de mine, decât cu o undiță. Ar trebui o undiță de 3 metri, eu am una de 6 și mă cam încurcă, mai bine dau cu asta. Are un răspuns foarte repede, lucrez cu ea direct așa, pac, îi dau fir, e ce trebuie, merge mai bine și mă distrez mai bine și se simte și drillul, superb. Băi, dar superb. Mai sunt și alți pescari, mai înveți de la unul, de la altul, dar uite că te distrezi și găsești. Nu știu dacă se vede, e pluta pe partea aia, cam e picioarele aici, da? Uite-l. Frumos. A, uite ce frumos e. Nu știu dacă se vede în apă. Frumos, da? Nu iartă cârligele astea deloc. E firul de 16. A, să că-l iau eu ușor, așa. Oba! Frumos.
A, uitați. Ce frumos l-am luat, da? Mister Bălos. Vedeți cum i-a agățat? Cârligul, da? Direct, nu-l iartă deloc. Cârligul de data trecută îmi dădea rateuri. Ăsta, nu. Gata. Ăla e. Uite-l, uite-l, uite-l. Uite-l. Street fishing în centrul Bucureștiului. Oi, că e ce trebuie. Haide. Haide. Street dancing. Tot așa o înțepătură corespunzătoare. Și cârligul foarte fin. Ta, iubesc Dâmbovița. Pescuit pe sălbatic azi. Hai că am dat și cu undița acum. Și a intrat un somn piticuț. Să nu credeți că nu sunt și de ăștia, da? Gen. Să aveți grijă când se zbat că vă înțeapă. Și dacă vă înțeapă, nu o să vă simțiți foarte bine în zona înțepată, gen. Adică trebuie să când îl prindeți să nu se mai miște. Încă unul, the brother. Încă unul. Frumos, tot așa frumușel. Ia uite-l. Ia uite-l. Haide. Gata, am ajuns la maxim. Mai mititel. Dar e frumos. E al cincilea. Și-a înghițit cârligul. Vai, ce facem în cazul acesta? Deci vă așteaptă Dâmbovița de broadări. Dacă vreți să pescuiți, da? Roșioară, Bălos, la pâinică. La Viermuș și Râmă nu prea merge. Da, am prins un somn pitic chiar. E și somn pitic. Asta e. Îi așteptăm pe toți. Hai că am prins și un Bălos. E chestia că nu știu cum să-l dau afară, nu știu dacă mă ține firul. Mamă! Haide, haide, haide! Sper că se vede, haide, haide, haide! Ăla e, ăla e, ăla e, gata! Hai mă că mă ține firul de brother! Ia uitați! Un Bălos gras! Trebuie schimbat locul când nu mai trage și încercat. Frumos, a? Foarte frumos. La colecții. Au, ce cârlig mic am și ce fir finuț, nu-mi vine să cred. În direct, mă. Un somn pitic, mă. Hai că e ce trebuie. Ba, un somn pitic. Ba, câte un Bălos. Și așa, acest episod e frumos. Pentru că mă bucur cam cât de cât acolo prezentare. Chiar dacă e mică, nu e mare. Ce nenorociți ăștia când dă cu corpul, împinge și din înotătoarele astea ca să te înțepe. Dacă n-aveți un degorjor de ăsta, hai de capul meu. Nu o să puteți scoate cârligul întreg, doar să-l rupeți. A, uite. Fraților, s-a întunecat și cam atât. Am mai prins vreo 7-8 somn motei de ăștia mici, somn pitici. Foarte, foarte mici, toți sunt identici. Da, deci nu mai vrea la nimic. La nimic. Doar somn pitic așa mic, da? Să închei partida de astăzi, zic eu. Bun. E clar că o să vin doar în timpul zilei de dimineață și am observat la cineva că prindea bibani, gen.
cu peștișori mici, mici, cu peștișori mici și avea jumate de găleată de biban, de jumătate de găleată de broadări, de jumătate de găleată de biban. Dimineață, la ora 11, el avea jumătate de găleată. Vă dați seama ce de dimineață a venit. Ok, aceasta este capturica de astăzi. Avem aici niște băloșel, după cum se observă, 6 bucăți. Nu e mult, dar e ok. Ăsta e cel mai mare, am mai prins eu din ei. Se fac ei pe amorții, dar de fapt, trezirea. Da, de fapt nu sunt morți, dar nu mai am mult. Sunt foarte frumoși, drillul e superb. Dar uitați că nu toată lumea prinde și pe alte bălți, dar din moment ce s-a răcit, să zicem că ne facem treaba și aici, pe bătrâna Dâmboviță. E unul acolo cu plasa, cu parașuta, ia uite-l. Nu știu dacă se vede. Ce să-i facem, fraților, asta e. Ok, de brotheri, cu voi a fost Fish Hacker astăzi. A, uite moșul ce dă cu parașuta, nu știu dacă se vede. Și după cum observați, râul Dâmbovița nu ne lasă cu ochii în soare. Dar ziua se prinde cel mai bine. Am ratat vreo 2 bucăți mai mari, 3, cred, așa, mai mari. Dar nicio problemă, o să-mi iau revanșa, o să vedeți că o să... Uite-o! Nu e!